Ieșenii care vor să închirieze tramvaiul de epocă sau alt tramvai trebuie să știe că tarifele percepute de compania de transport public sunt destul de mari. În urmă cu două zile, prețurile pe site-ul companiei erau de 133 de euro sau 665 de lei pe oră pentru închirierea unui tramvai. Surpriză însă, când am vrut să închiriem noi un tramvai, am aflat că de fapt trebuie să plătim 350 de euro sau 1700 de lei pe oră, adică mai mult decât dublu. După solicitarea noastră, reprezentanții CTP au modificat în grabă prețurile. Cei care doresc să închirieze acest tramvai de epocă trebuie să știe că trebuie să achite în jur de 1700 de lei pentru o singură oră. Tot ceea ce trebuie să facă este să intre pe site-ul companiei de transport public Iași, la secțiunea servicii închirieri și să urmeze pașii necesari pentru depunerea cererii. Cine dorește să închirieze un autobuz trebuie să știe că va plăti 10 lei pe kilometru. Pentru mulți ieșeni, prețurile sunt cam piperate. Să închiria un astfel de tramvai, dacă ați avea posibilitatea? Probabil că da, din curiozitate. Și ce ați, pentru ce l-ați închiria? Păi, de exemplu, aș plimba copiii cu el. Nu aș închiria, chiar dacă aș avea posibilitatea, nu. Dar se pare foarte mult, 1700 de lei? Da, ținând cont de salariile pe care le avem noi. L-am văzut mai de multe ori, da, anul ăsta, acum l-am văzut. Dar mi se pare mult pentru o singură oră de închiriat? 1700 de lei? Nu, dacă e pentru unul singur, adică pentru o singură familie, să zicem. Nu-i mult. Pe lângă tramvaiul de epocă, doritorii mai pot închiria și microbuze sau diverse utilaje, precum și tramvaiul ITB, care efectuează curse în cadrul proiectului Tramvaiul Comunismului.